justiție, care, slavă Domnului, au ieșit la suprafață cu duiumul și voi ați fost printre campionii celor care ați vorbit de aceste lucruri, dar au fost foarte mulți judecători care au avut curajul să vorbească pe față. Deci, secția asta a fost gândită tocmai pentru a investiga ceea ce s-a produs în această perioadă, ceea ce a fost neregulă. Deci, dacă vrem, eu interpretez în felul ăsta, cei care vor să aștearnă praful pe toate abuzurile din trecut, vor, bineînțeles, să desfințeze secția și în felul ăsta, sigur, abuzurile să rămână nepedepsite și abuzurile rămase nepedepsite, să știți că reprezintă un risc. De ce? Pentru că ele oricând pot să reînceapă. Apropo de secția de investigare, apropo de Dragnea la pușcărie și de atunci s-a încetat cu orice justiție publică, să spunem. Totul, dacă stăm să ne gândim, a avut legătură cu, a fost, cum să zic, accentuat de protestele Resist. În piață ieșeau pentru Ordonanța 13, pentru secția de investigare, pentru Dragnea la pușcărie, pentru toate lucrurile astea și dintr-o dată nu a mai ieșit nimeni în piață. Acum când vorbim de o adevărată încălcare a drepturilor omului, acești Resist, aceste asociații care sunt apărătoare, zic ele, ale drepturilor omului, unde sunt? E, păi, de asta vă spun, că nu sunt... Deci, eu vreau să nu sunt coincidențe. Eu am spus de atunci că toată mișcarea asta, hashtag Resist, a fost alimentată, sigur, mai subtil sau mai pe față, de anumite cercuri care în România reprezentau ceea ce atunci, astăzi se mai vorbește mai puțin, dar statul paralel a existat. Și vedem că statul paralel nu e o invenție românească. Statul paralel funcționează și în Statele Unite și în alte părți. Iar eu cred că la noi au fost anumite structuri oculte care au alimentat abil aceste mișcări de tip hashtag Resist. Probă era faptul că pe mulți, dacă îi întrebai ce caută, nu puteau să dea o explicație coerentă a mobilului pe care i-a făcut să vină în piață. Dar și sigur că acum, prin contrapunere, vedem ce se întâmplă în momentul în care, sigur, există o reală amenințare la adresa drepturilor cetățenești și, sigur, vedem o palidă reacție, din păcate, a societății. Mai am o singură întrebare. Politic, în alegeri, cum veți merge singur? În alegeri. Am discutat cu toate organizațiile noastre județene, pentru că avem prima confruntare, cea de alegeri locale, și le-am dat libertatea tuturor, au autonomie, să facă ce consideră mai potrivit în plan local. Adică pot să meargă singur pe listă sau dacă vor să facă o alianță cu PSD-ul, sigur că pot să o facă. Și în momentul de față nu m-au clipă. Și în momentul de față, aproximativ jumate din organizațiile din țară, deja poate chiar mai mult, și-au conturat opțiunile și sunt deja în faza de pregătire a campaniei electorale. La parlamentare? E bine, la parlamentare e diferită, spune, strategia de cea de la locale. La locale, de foarte multe ori, e nevoie de o formulă, aș spune, de a merge pe liste separate, pentru că se spune că două liste adună mai multe voturi. De ce? Pentru că voturile sunt date în special de persoane. E un vot unde candidatul are un rol mai important. La alegerile parlamentare care sunt politice, contează partidul, lista partidului sau eventual alianța. Și s-a dovedit, și mă rog, și în științele politice lucrul ăsta este argumentat în fel și chip, că o coaliție, o alianță, poate să mobilizeze, să aducă un surplus de voturi, o bonificație. Așadar, pledez pentru ca la alegerile parlamentare să facem o coaliție liberal-social-democrată, adică formată din ALDE, din PSD. M-aș bucura dacă ar fi și pro-România ar accepta să se ralieze acestei construcții politice. Vă urez succes în alegeri și vă mulțumim pentru interviu acordat. Mulțumesc!